Într-un comunicat de presă postat pe site-ul complexului energetic Oltenia se arată că nu se va mai livra cărbune către RAN începând cu luna martie anului 2015. Având în vedere faptul că regia autonomă pentru activități nucleare a notificat oficial primăria Drobeta Turnu Severin în scopul rezilierii contractului de furnizare a agentului termic către populație și instituțiile publice, rezultă că începând cu luna martie RAN nu mai este client al complexului energetic Oltenia. De-a lungul timpului, carierele din Motru și Husnicioara au livrat circa ca 3 milioane de tone de cărbune pe an către această unitate, arată reprezentanții Complexului Energetic Oltenia. Încetarea furnizării de cărbune pentru RAN atrage consecințe sociale și în cazul angajaților complexului care, în ultimii doi ani, a mai pierdut doi clienți importanți. Este vorba despre CET Arad, ale cărui instalații au fost modificate și funcționează cu gaz, astfel încât nu mai are nevoie de cărbune de anul trecut. Același lucru s-a întâmplat cu CET Oradea în 2013. Pentru salariații carierelor roșiuța Lupoaia toate acestea înseamnă pierderea unor piețe tradiționale, care asigurau circa 40% din veniturile unităților miniere menționate, se mai arată în comunicatul de presă. Și liderii sindicatelor din cadrul RAAN au arătat că începând cu data de 10 martie, regia nu mai primește cărbune de la complexul energetic Oltenia. În aceste condiții există riscul ca apa caldă și căldura să se oprească în municipiul Drobeta Turnu Severin mai devreme de luna august, așa cum este stipulat în contractul cu primăria Drobeta Turnu Severin, a cărui reziliere a fost anunțată Dată în 17 februarie. Pericolul cel mai mare este faptul că pe data de 10 martie terminăm resursa combustibil și anume cărbune. De pe 10 martie, efectiv, și nu este nicio bravadă sau ceva, cum să vă spun eu, care să sperie lumea, un bau-bau. Nu. Este o realitate. Am mai avut cărbune până pe 10 martie deoarece administratorul special a renunțat să mai acorde salarii în favoarea combustibilului. Chiar a precizat, fără salarii să mai poate funcționa o perioadă, adică. Da. Dar fără cărbune nici măcar o zi. Să vedem, am spus, organele sau conducerea, puterea locală se implică. Dar implicarea în viziunea noastră înseamnă să și rezolvi o problemă de care te ocupi. În sensul ăsta suntem puțin dezamăgiți de rezultatele muncii lor. Angajații Iran au programat un marș de protest joi după amiază, prin care vor să atragă atenția asupra problemelor sociale și de mediu generate de închiderea companiei din drobeta turnul Severin.